Salutare, dragilor! Pentru că am făcut vinete cu maioneză de casă, astăzi vom face împreună maioneză de casă din lapte de soia. Avem nevoie de 200 de ml de ulei, 100 de ml de lapte de soia, 1 lingură de muștar, sare după gust și sucul de la un sfert de lămâie. Puteți pune mai mult dacă vă place. Tot secretul constă în a nu mișca blenderul de sus în jos, ci a-l ține pe loc pentru 10-20 de secunde, fix cum procedez eu în video, ca mai apoi să-l ridicăm încet în sus. Noi am început să înlocuim maioneza de magazin cu maioneza de soia. Este mult mai sănătoasă și foarte ușor de făcut. După cum se vede, maioneza a început să se întărească și acum putem mixa de jos în sus pentru a incorpora mai bine ingredientele. Credeți-mă, este super delicioasă și nici măcar nu se simte că este din soia. Ia uitați cât de bine arată! Poftă bună și nu uitați să zâmbiți!